Hei, hei, hei! Eu sunt Stefania, e foarte bine ați revenit pe canalul meu! În filmulețul de astăzi vă voi prezenta câteva sugestii pentru cadourile de Crăciun. Câteva sugestii pentru fetele din viața voastră, pentru femeile din viața voastră. În cazul în care poate că nu știți ce să cumpărați de Crăciun anul acesta, vă voi ajuta eu cu câteva dintre lucrurile pe care chiar le-am cumpărat. Și pe această cale aș dori să îmi rog familia să nu mai urmărească filmulețul de aici încolo, pentru că vreau să fie o surpriză. Și tocmai de asta vreau să vă arăt cam exact ce am cumpărat eu anul acesta pentru Crăciun. Vom începe cu cadourile, darurile pe care vreau să îi le dau Carei. Cara, cățelușul meu, budăgelul francez, cu care ați făcut cunoștință deja. Dacă nu ați urmărit filmulețul, o să vă las aici o recomandare. Am fost la Jumbo zilele trecute și am descoperit acolo ceva absolut minunat pentru perioada care urmează. Ta-da! Este un costumaj de elf cu clopoțel. E foarte drăguț. Asta se pune la gât. Cred că o să-i placă foarte tare Carei. Și i-am luat și o gecuță pe care scrie Fabulous, pentru că ea are blana scurtă și îngheață de frig de fiecare dată când iese afară. Mi s-au părut foarte drăguțe, au fost la un preț foarte acceptabil. Deci, Cara, ești asigurată, găsești ceva sub brad anul acesta. Trecând mai departe, nepoatei mele de 8 ani i-am luat următoarele. În primul rând, avem un plovăraș foarte drăguț de la H&M, a costat 60 de lei. Este super simpatic pentru o fetiță de vârsta ei, o culoare veselă, sper să-i placă. Așa cum spuneam, Elena, nepoata mea, are 8 ani și mi-a cerut anul acesta cărți și rechizite, ceea ce m-a entuziasmat foarte tare, pentru că mie îmi plac cărțile. I-am luat așa, Pepco, niște creioane colorate și de la Jumbo niște carioci, pentru că nu strică niciodată. De asemenea, i-am luat de la Cărturești două cărți, Peter Rabbit, Peter Iepurașul, și Vânătorii de comor, Goana către orașul de aur. Sper să-i placă foarte tare și să descopere cititul ca fiind cea mai importantă aventură din viața ei. Exagerez, știu. Tot de la Jumbo i-am luat Elenei un joculeț! 50 de trucuri de magie pe care sper să le învățăm împreună odată ce va deschide cadoul, că e foarte entuziasmant. Trecând mai departe la adulți, vă voi arăta câteva lucruri așa generale, câteva mărunțișuri pe care le-am cumpărat pentru Crăciun. În primul rând, am cumpărat de la Sinsay această pereche de cercei cu 10 lei, pe care scrie Ho, ho, ho! Tot de la Sinsay am luat un phone stand. Este o chestie din aceasta care se lipește pe spatele telefonului și te ajută să îl ții mai ușor, pentru că știți că telefoanele astea sunt din ce în ce mai mari și mai greu de ținut în mână. Așa că cred că este o idee bună. La 10 lei merită să încercăm. Nu există cadou de Crăciun, din punctul meu de vedere, fără o lumânare. O lumânare parfumată, eventual care să miroasă scorțișoară. Aceasta este de la Jumbo, arată foarte drăguț, este foarte elegantă. Mi-a plăcut mult de tot. Miroase frumos. O lumânare este oricând binevenită. Această perioadă este foarte bună pentru ceai și vin fiert, așa că o cană nouă nu strică. Aceasta este de la Jumbo, scrie It's the most wonderful time of the year. Iar pe aceasta scrie Merry Christmas! Ho, ho, ho! De la Sinsay am cumpărat această căciuliță adorabilă. Îmi place foarte tare, pe care cred că o să o păstrez pentru mine, dar să nu mai spuneți nimănui. A costat 25 de lei și o ador. Atunci când am fost în magazin, m-am gândit așa că o să fac un set cu eșarfa aceasta, pentru că se potrivesc oarecum culorile. E foarte pufoasă și dacă am păstrat căciulița, trebuie să păstrez și eșarfa, nu?
Eșarfa a costat 40 de lei. Și e foarte pufoasă. În fiecare cadou de Crăciun trebuie să existe și o pereche de șosete pufoase. Aceasta este de la H&M. A costat 23 de lei și conține 3 perechi. Unii cu un pinguin, unii simpli albi și alții sunt așa negri cu picățele albe. 3 perechi super drăguți, ciorapi neapărat. Tot de la H&M am cumpărat acest set, căciuliță cu mănuși, albi, clasici, 40 de lei au costat. La Bershka am găsit un plover foarte moale, un material super, super confortabil. A costat 120 de lei și sunt îndrăgostită total de ploverul acesta, dar trebuie să-l dau cadou. Trebuie, vreau să-l dăruiesc cuiva foarte important din familia mea. Tot din seria ploverelor de Crăciun, uitați ce am găsit la H&M! Este foarte drăguț un plover cu un mini semi-elf pe el. A costat 90 de lei și este adorabil. De asemenea, am cumpărat această cremă de la Apivita. Nu știu exact dacă e cu vin sau cu extract de sâmburi de strugure, dar scrie wine elixir, ceva de genul ăsta. Deci, cred că este destul de interesantă. Pentru că este perioada băilor fierbinți, am cumpărat și un set de la Nala. Setul conține un gel de duș, o sare de baie, care miroase foarte bine, și un body scrub cu grapefruit. Și ultimul cadou, dar nu cel din urmă, este favoritul meu, un ruj de la MAC. Niciodată nu strică un ruj de la MAC. Dacă nu știți exact ce să cumpărați unei doamne din viața voastră, mergeți la MAC, n-aveți cum să dați greș, au 1000 de nuanțe. Acesta se numește Heroin. Este unul dintre preferatele mele. Cred că veți impresiona doamna respectivă cu un ruș care durează și e de foarte bună calitate. Și nici foarte scump, este 90 de lei. Acestea au fost sugestiile mele legate de cadourile de Crăciun. Sper foarte tare că v-au fost de folos. Dacă da, nu uitați să dați un like și un subscribe. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ne vedem și pe celelalte rețele de socializare. Și haideți să fim perioada aceasta nu doar mai bun, ci și mai vesel și să încercăm să lăsăm deoparte toate grijile din viața de zi cu zi. Vă mulțumesc încă o dată. Ne vedem data viitoare. Pupi, pa! Thank you.